Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei alături de mine în studioul știrilor și astăzi, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit, Sorin! Bună, Cătălina, bine m-am găsit! Ministerul Apărării Naționale a făcut o informare cu privire la tabăra amenajată lângă pădurea de la Suharău din Botoșan, despre care am trecut în revistă ieri. E vorba de un exercițiu planificat, amplasarea acestei tabere, susține Ministerul Apărării Naționale, iar exercițiul este planificat de anul trecut. Da, și ce vrei să spun? Adică, da, noi de anul trecut, de când am intrat în NATO, adică s-a făcut o planificare pe 40 de ani și așa a picat, e întâmplător acum că e chestiunea asta cu Ucraina. Deci, așa s-a zis Ministerul Apărării, ia și înghite-o, ia gălușca. Informații oficiale. Păi, da, normal. Că despre vizitele reprezentanților ambasadelor nu avem și nu vom avea niciodată informații oficiale. Nu. Dar astea merge la bunul simț. Adică, dăm acolo. Adică suntem alfabetizați cât de cât. Că dacă ai fi analfabet, poate nu faci legătura, dar și analfabet să fii, tot te duce capul. Și asta, dacă a zis Ministerul Apărării oficial... Mai sunt și coincidențe, Sorin, da, și sunt foarte mulți oameni care cred în coincidențe. Dacă, uite, ce coincidență să vină ambasadorul Coreei de Sud, Israelului și Marii Britanii în interval de două zile, să meargă la spital să întrebe ce mai fac. Cam aceleași lucruri. Că s-a întâmplat să fie toți trei odată. În ceilalți ani venea un ambasador pe lună la spital. Câți ambasadori știi tu care au trecut pe la spital, așa? Bun, poate dacă îi durea piciorul și mergeau la urgență, dar să meargă la spital un ambasador la Suceava, reprezentanți, atașați, să meargă la Suceava la spital să întrebe cum mai stau sânge și nu s-a dus la centru de transfuzii, că dacă mergea la centru de transfuzii și întreba cum mai stați cu sângele, spunea bine ați venit, chiar avem nevoie, luați niște finanțare, hop, donați sânge. Deci s-a dus să întrebe așa. Deci asta, da, sunt coincidențe. Noi suntem obișnuiți aici să vin ambasadori. Ambasadorii când vin la Suceava, ei nu vin să bea și să mănânce gratis. Nu. Ei vin la spital să întrebe ce mai e pe la spital. Asta e. Cum stați cu urgențele? E un hobby al lor să vină la spitalul din Suceava. Nu să viziteze mănăstirile, să promită turiști locuri de muncă. Praful s-a ales, deci praful s-a ales de toate vizitele ambasadorilor. În urma vizitelor ambasadorilor în județul Suceava de-a lungul anului, nu s-a întâmplat nimic. Au băut gratis, au mâncat gratis, s-au mirat gratis, că și asta intră cu mirarea. Au primit 3 stuțe de la Consiliul Județean gratis, au închistrit primit destruț gratis, tot, deci gratis, s-au fotografiat gratis, presa a scris gratis. Așa cum au venit, așa au plecat, numai că giftuiți, mulțumiți, îmbogățiți cultural, spiritual, așa, și au plecat. Noi n-am apucat praful de pe tobă, știi, noi suntem cam filmele alea alb-negru românești cu țărani. Noi suntem niște țărani și ei boieri vin din când în când și noi facem plecăciune la boieri. E o vorbă veche pe care o știu de mic, din casă. Pune-te masă, strânge-te masă. Mai ales că noi eram și 4 copii și toți. Când venea unul, altul, nu ne prea așa. Și parcă mama zicea, toată ziua în casa asta, pune-te masă, strânge-te masă. Așa și aici. Vin ambasadorii, pune-te masă, pleacă ambasadorii, strânge-te masă. Măcar atașații, că în cazul ăsta au fost și atașații ai ambasadelor. Ce s-a întâmplat cu atașații? Nu au venit pe cale oficială și n-au fost dedus. S-au dus singuri. A, da, probabil ei că și-au fost plătit dedus pe nicăieri. Două ouă fierte și o ciorbă de burt. Dar zic așa la astea oficiale, nimic nu se alege. Eu când aud că vin ambasadori aici... Deci, te trec niște fiori. Da, și de ce mai spui că vin? Că și așa nu se întâmplă. Deci exercițiul de la Suharău, da, stabilit de când am intrat în NATO. De când am intrat în NATO. Totul, deci e stabilit, nu are absolut nicio legătură cu nimic. No. Ți-am spus, Sorin, mai sunt oameni care cred în coincidență. Eu am zis altceva. Uite, și aici azi de tot din cheia coincidențelor. E o coincidență că în județul între județele cele mai slab vaccinate, județul Suceava, și județul
cel mai puțin infectat oficial, județul Suceava, spre sfârșitul pandemiei, așa zice cam toată lumea, vine coordonatorul campaniei de vaccinare. Pentru trei zile. El vine aici... Deci ce să vezi, vine vineri, sâmbătă, duminică. Da. În vizită de lucru. Punte masă, strânge tema. La muncă cine vine? La ce vine Valeriu Gheorghiță? La boci, la mâncat și la căscagura pe la mănăstiri și poate face o convenție de presă. Și poate face un vaccin. Da, și face un vaccin să-l dea la televizor la București. Și aici, Cătălina, eu am mai zis și ieri, că sunt niște semne. Au venit trei soldați americani. Bă, suntem aici. Le transmite rușilor. Acum, elicopter, avion. Asta, deci, transmit. Exercițiu militar. Reprezentanțele ambasadorului. Bă, adică suntem aici. Dar acum mi-am dat seama, știi, asta a fost deschiderea. Ca și la concertele astea de... mari. Mari, concertele mari. Ai niște trupe care scântă în deschidere și vedeta vine la urmă. Și volumul e mai încet oamenii se mai fâție, se mai plimbă. Și când vine trupa vedetă, deci când a intrat Muse la București, care sunt trei băieți la Muse. Am să-i văd și eu la Florența. Că de la când a intrat Muse pe scenă, s-au rupt norii. A crescut cerul, volumul. Și când au băgat chită, ceva rupere de nori, da. Așa și aici. Deci ăștia au venit în deschidere. Militari, elicoptere. Dar acum îți vine dita mai însuși, comandantul responsabilul pe țară al vaccinării. Păi când au rușii că s-a deplasat la granița, că e aproape de granița cu Ucraina, dita mai colonelul Gheorghiță, care e șeful vaccinării pe România, ăia au înlemnit. Și e și medic, și militar. Și, deci au înlemnit ăia, zice, măi. Ăștia sunt foarte bine până aici, retragem tancurile. Păi dacă ăsta a fost în stare să facă o campanie de vaccinare în România, nu mai zice cum a ieșit. Asta așa, că e praf. Și vine în județul acesta... Tu îți dai seama cum organizează lucrurile. Ușor vaccinat. Da, îți dai seama ce capabil e Valeriu Gheorghiță, că dacă a organizat el de-a mai vaccinarea în România, cum organizează lucrurile aici. Cam vaccinarea. Deci dacă adică rușii nebunițără și vreau să atace... Seringe au fost și toate... Ea a fost bine organizată. Doritori nu au fost. Nu, ea a fost prost organizată, pentru că dacă era bine organizată, dădea rezultate. Așa, și poți să spui că a jucat Paris Saint-Germain cu Real Madrid. Real Madrid a fost o echipă bine organizată. Mai că a jucat extraordinar prost și a luat bătaie. De așa ea, campania, era organizată bine. Așa și campania noastră de vaccinare. Adică a fost militarește organizată. Nu, dar i-a pus Carlo Ancelotti, fundași acolo, mijlocași, atacul, tot, era tot. Erau pregătite traseele de pase, portarul la locul. Deci totul... Și la noi, aprovizionarea, vaccinurile, da. Chiar poate prea multe problema doze. Problema e că... Forța umană. Așa e și aici. Da. Și când îți vine, da, mai acolo, deci dacă ruși se gândeau, un nebunit sau un nebunit cu totul, se gândeau să intre cu tancurile, să meargă la Kiev și așa mai departe, în momentul ăsta, gata. Bun, da, asta în momentul în care că... s-a dat anunțul că vine domnul Gheorghiță... A, deci doar la anunț, nu mai așteaptă să și vină. Nu, mai gata, zice, e clar, nu mai avem nicio șansă. Și se retrag, adică nu mai intră nicăieri. Dincolo de ironiile astea, care ar fi... Da, ceva ce să spun. Care ar fi rolul acestei vizite? Niciun rol. La spartul târgului. Să mănânce, să bea degeaba. Deci nu are niciun rol. Nu are nicio legătură cu nimic. Campania de vaccinare este moartă și îngropată. Îndată îi facem de 40 de zile. Vorbim cu ierarhul de la noi, cu un altul calinic, să fac o slujbă frumoasă. Înțeleg că scrie pe... site acolo undeva ce trebuie pentru 40 de zile. Uite, putem vorbi cu părintele. Da, așa, să vorbim cu ce trebuie. Luăm prosoape, batiste, lumânări, o sticlă de vin, colaci. Sunt acum, faci colaci peste tot. Sunt colaci, Cătălino, mici, mari. Dar cel mai bine dacă să nu umblăm noi mult, așa vorbim la efemer. O firmă să pregătească tot. La efemer e cea mai cunoscută, mai sunt, dar eu știu cu efemer. Ai sunat la efemer, tot îți fac. Și facem de 40 de zile. Îi facem înainte să prindă și domnul Gheorghiță pomană. Știi? În afară de ce îi pun Gheorghe Fluturi și cu Alexandru Moldovan, prefectul între și consiliul județean, ci în afară că îl plimbă, îl duc, cred că la restaurante de fiți, să-l mai duc la mănăstire, așa, îl cazează, nu știu ce, să plece și cu ceva acasă. Îi punem un prosop. În desagă. Un prosop, la un drum. Colac. Știi?
Și e frumos, la slujbă, vorbim cu ierarhul să țină el cu un altul, să țină chiar el slujba, dacă nu să roage pe ajunctul, pe Damaschin, pe preasfinția sa Damaschin, să facă o slujbă frumoasă, să plece domnul Gheorghiță încărcat spiritualicește din mândra noastră Bucovină. Ai bun tineri frumos. Parastasul de 40 de zile a campaniei de vaccinare. Păi dar de altceva ce să fac? Iar pe finalul discuției noastre, jurnalul mai continuă și după aceea. Dar cu ce mai continuă? Cu alte subiecte. Să ajungă până la sport și meteo, toate informațiile pregătite. În generic. Șeful serviciului de ambulanță se pensionează, 36 de ani de activitate în slujba medicinei, doctorul Alexandru Lăzăreanu. Cred că e destul de bine cunoscut și a făcut atât de mult teren, a salvat și a ajutat atât de mulți oameni, încât cred că va fi simțită lipsa lui din instituție. Mai rămâne o vreme pentru asistență la domiciliu. Domnul Lăzăreanu chiar a fost un om și a văzut de treabă, a avut și el momente în viața asta profesională în care nu prea i-a ieșit, pentru că, știi cum se zice, lumea era. A avut și el piedici, dar a trecut mai departe și a văzut omul de drum, nu a fost implicat în scandaluri publice, n-am auzit, bineînțeles că nu poți împăca pe toată lumea, mai ales într-o instituție mare cum este și serviciul de ambulanță. Evident că sunt și oameni care, dar în general așa domnul Lăzăreanu pleacă din instituție, din această funcție, cu imaginea unui om care s-a străduit să-și facă datoria și... Și ca șef de instituție, dar și ca medic. L-am prins de multe ori la urgențe, venind cu ambulanța. Da, el nu era numai foarte șef, implicat. Nu era scos din producție. Știa foarte bine cu ce se confruntă lumea. Și după 36 de ani, asta este o meserie care te macină și te consumă foarte mult și fizic și psihic. El a povestit în intervenție câteva situații care, din cauza durităților, nici nu am putut să le difuzăm. Situația la care a trebuit să intervină. Dai seama ce vezi acolo. Știi? Macină, se adună cu timpul. E un om care merită respectat de comunitate și apreciat pentru ceea ce a făcut. Și să aibă o pensie frumoasă. Da, și lungă. Uite, omul ăsta a ieșit la pensie la o vârstă. Are vârstă. După ce a văzut câte a văzut. 36 de ani și alții la poliție stau în birou și după 20 de ani ies la pensie. Acolo eu pensie. Nu cred că are pensie mai mare Alexandru Lăzăreanu decât un polițist. Nu cred. Chiar o să ne întreb. Acolo pensie lungă și frumoasă. Păi dacă ești de tânăr, dar dacă abia încep viața de tânăr e cu pensia. Adult, așa păi că nu. Da. Mulțumesc pentru discuția de astăzi.